Cred că se întâmplă chiar ceva distractiv la acest spectacol, unde lumea poate intra pe gratis, unde ne vede la lucru și se poate inspira, fie să înceapă chitara, fie să treacă la un nivel superior, cu toți acești muzicieni din stiluri diferite. Îmi place. Ce sfat ați da cuiva care vrea să învețe să cânte la chitară? Pur și simplu să asculte peste tot, toate genurile de muzică, nu doar unul singur. Pentru că, în definitiv, sunteți singura femeie dintre toți chitariștii de pe scenă astăzi. Cum ați perceput acest lucru în cariera dumneavoastră? A fost un avantaj sau un dezavantaj? Amândouă. Este un avantaj să fii chitaristă, cum sunt atât de puține, lumea te ține minte întotdeauna, dar e și un dezavantaj uriaș să cânți chitară solo, ceva inacceptabil pentru mulți, dar dincolo de toate, consider că am fost foarte norocoasă. Ne puteți spune cele mai frumoase momente din cariera dumneavoastră? Cele de care vă amintiți cu mare plăcere? Oh, au fost atât de multe. De exemplu, un concert de deschidere de turneu cu Michael Jackson în Japonia. A fost fantastic cu el pe scenă în toată lumea, dar în Tokyo el a lipsit vreo două ore în Disneyland, așa că am cântat de capul nostru. Apoi să cânt cu Jeff Beck, primele mele concerte cu el, dar și la Super Bowl cu Michael. A fost foarte distractiv. Sunt atâtea care ar mai trebui amintite. Aveți un idol? Sau ați avut un chitarist preferat atunci când ați început să cântați la instrument?
Da, Jeff Beck a fost un guitar hero al tinereții mele. De aceea, când am cântat cu el, a fost ceva nemaipomenit.